Tragedia din Japonia a pus pe jar și autoritățile din România. Astăzi, cei care conduc centrala nucleară de la Cernavodă au ținut să liniștească populația și să explice problema amortizorului de șoc seismic de la reactorul 1. Personalul nostru, care cunoaște foarte bine situația de la Cernavodă, este îngrijorat. Și mă tem că toată această isterie poate să pericliteze activitățile din centrală. Așa a ieșit la rampă astăzi conducerea centralei de la Cernavodă și a încercat să lămurească licitația amortizorilor de șoc seismic în urma anchetei realizate de reporterii emisiunii în premieră. Contestă deciziile instituțiilor statului, a justiției, autorități care au constatat că procedura de achiziție s-a desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor legale. Pentru că oricât de mult v-am spune noi, cât de sigur suntem, aveți nevoie de o poziție independentă. Iar asta face CNCAN. Ne dă o licență și noi o respectăm. Cât despre siguranța, în caz de cutremur, centrala rezistă, spun specialiștii, chiar și unui seism mai mare de 8 grade pe Richter. O echipă de 21 de specialiști din centrale nucleare din lume au analizat activitatea noastră pe toate domeniile și au constatat în final că problemele noastre și modul cum ne-am prezentat ne situează printre primele 50 de centrale nucleare. Nu sunt vulnerabilități care să pună sub semnul întrebării securitatea nucleară a centralei. Nu a rezistat motive de îngrijorare nici în cazul norului radioactiv de la Fukushima, care se îndreaptă către Europa. Poate ajunge la înălțimi foarte mari, cosmice, care nu ne afectează. Conțin gaze nobile, iod, pot conține cesiu, care au timp de... Dar deja timpul de înjumătățire, când ajung la înălțimi mari și până ajung la noi, deja este foarte mic. În cel mai rău caz, singurele care ar avea de suferit ar fi plantele.